Purtătorul de cuvânt al Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Suceava, medicul Vasile Semeniuc, a declarat că s-au efectuat pe parcursul lunii septembrie 72 de inspecții la unități care comercializează produse alimentare, unități de alimentație publică și târguri. În cursul lunii septembrie, inspectorii ai Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor au efectuat 72 de inspecții. Și anume, au fost controlate unități care comercializează produse alimentare, unități de alimentație publică și târguri. În urma inspecțiilor au fost acordate 4 amenzi în valoare de 2.520 de RON. Au fost aplicate 3 avertismente. Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a înregistrat și autorizat, încasând la bugetul de stat pentru diferite unități de alimentație publică, societăți comerciale, o sumă în valoare de 16.687 de lei, bani care sunt dirijați spre bugetul de stat. În urma inspecțiilor au fost aplicate 3 avertismente.